Vă salut și bine ați revenit la întrebări. Să ne amintim ultima întrebare. Avem două monede, moneda A și, cum se putea altfel, moneda B. Ele au aceeași grosime și sunt confecționate din același aliaj. Dacă moneda A se rostogolește pe conturul unui cerc, în exteriorul acestuia, așa cum vedeți în acest desen, atunci ea face exact 11 rotații până ajunge în locul din care a plecat. Dacă moneda B se rostogolește pe același cerc, dar în interiorul lui, așa cum vedeți în acest desen, ea face tot 11 rotații până ajunge în locul din care a plecat. Știm că moneda A are 9 grame. Și acum, pentru cei care doresc doar întrebări de logică și nu interesează calculele, întrebarea este următoarea. Moneda B este mai grea, mai ușoară sau are aceeași masă cu moneda A? Pentru cei care sunt dispuși să facă și câteva calcule simple, întrebarea este câte grame are moneda B? Ideea acestei întrebări mi-a venit de la așa numitul paradox al monedei. Găsiți pe Wikipedia un scurt material despre asta, căutați Coin Paradox. El se referă la următoarea mișcare a unei monede față de alta. Înainte de a vă spune care este paradoxul, vreau să vă atrag atenția că moneda care se mișcă face, de fapt, două mișcări simultan. Odată se rotește în jurul centrului ei, dar în același timp se rotește și în jurul celeilalte monede. Mișcarea de rotație în jurul unui punct sau al unui corp se numește mișcare de revoluție, iar un cerc complet descris în această mișcare de revoluție se numește o revoluție. Avem două monede identice, deci, și voi rostogoli una dintre ele pe marginea celeilalte. Câte rotații credeți că va face moneda în mișcare până când ajunge în poziția din care a plecat în timpul unei revoluții în jurul monedei fixe? Răspunsul care ne vine în minte este următorul. Deoarece cele două monede au aceeași rază, înseamnă că au și aceeași circumferință. Și dacă au aceeași circumferință, moneda care se mișcă trebuie să facă o rotație completă pentru a da un ocol monedei care este fixă. Dar în știință trebuie să și dovedești o ipoteză, iar dovada se face prin experiment sau observație. Să vedem! Moneda a făcut abia jumătate din drum și este în poziția din care a plecat. Deci a făcut deja o rotație completă. Să continuăm. După încă jumătate din drum, a mai făcut o rotație completă. Deci, moneda face două rotații complete în timpul în care înconjoară moneda fixă, deși cele două monede au aceeași circumferință. De ce? Veți înțelege mai ușor explicația dacă urmăriți această animație. Cercul negru se rostogolește peste cercul galben, așa cum au făcut cele două monede. Cele două cercuri au razele de lungimi egale. Acum vă voi arăta mișcarea cu încetinitorul și vă rog pentru început să urmăriți raza cercului negru, desenată tot cu negru. Observați că inițial raza este pe orizontală și orientată de la centrul cercului spre stânga. Să pornim animația. După ce a descris jumătate de rotație în jurul cercului galben, raza cercului negru este din nou în poziția inițială, pe orizontală și de la centru spre stânga. Înseamnă că a făcut deja o rotație. Să mergem mai departe.
După ce a parcurs toată circumferința cercului galben, raza se găsește din nou în poziția inițială, așa că se confirmă ceea ce am observat cu monedele, și anume, moneda în mișcare face două rotații complete în timpul revoluției în jurul monedei fixe. Dar acum vă propun să urmărim din nou mișcarea cu încetinitorul, însă de data asta vă rog să urmăriți mișcarea punctului de intersecție a razei cu cercul negru. El va descrie traiectoria desenată cu albastru, care se numește cardioidă, pentru că seamănă cu o inimă. Să vedem. Acest punct nu descrie două rotații. El nu atinge cercul galben decât la începutul și la sfârșitul mișcării de revoluție. Deci face o singură rotație. Dar cum e posibil să avem uneori două rotații și alteori o rotație în funcție de ce urmărim? Care este adevărul? Avem două rotații sau o singură rotație? Ei bine, amândouă afirmațiile sunt adevărate. Traiectoria unei mișcări depinde de sistemul de referință ales. Moneda face două rotații față de noi, dar oricare punct de pe circumferința ei nu face decât o rotație față de cercul fix, deoarece se mișcă odată cu moneda, adică se raportează la un alt sistem de referință care e în mișcare față de noi. Deci față de cercul fix, moneda în mișcare nu face decât o rotație, dar față de noi face două rotații în timpul unei revoluții. Să vedem ce se întâmplă atunci când un cerc se rotește peste un cerc cu raza de două ori mai mare. Dacă urmărim raza, vedem că cercul face trei rotații față de noi în timpul unei revoluții, numărați de câte ori raza se găsește în poziția inițială în timpul unei revoluții. Unu, doi, trei. Dar dacă numărăm de câte ori atinge punctul roșu de pe cercul mic, cercul mare, în timpul unei revoluții, observăm că asta se întâmplă doar de două ori. 1, 2. Curba descrisă de punctul roșu se numește nefroidă, deoarece seamănă cu rinichii. Avem deci aceeași concluzie. Față de noi, cercul care se mișcă face cu rotație în plus față de numărul rotațiilor pe care îl face față de cercul fix. Dar care este explicația? Lucrurile pot fi înțelese în mai multe moduri. Vă voi da două explicații cu ajutorul monedelor. Moneda care se mișcă face o rotație în plus față de noi, deoarece la mișcarea ei de rotație în jurul centrului ei, pe care o face pentru a se rostogoli pe conturul celelalte monede, se adaugă mișcarea de rotație care apare din cauza mișcării de revoluție. Dacă ar efectua doar mișcare de revoluție, ea tot ar face o rotație față de noi într-o revoluție completă. Și asta înseamnă că, deoarece cele două rotații au loc în același sens, mișcarea de rostogolire și rotația care apare din cauza revoluției, vom avea o rotație în plus față de noi decât rotațiile care se întâmplă față de moneda fixă. A doua explicație este următoarea. Cercul pe care se mișcă centrul cercului mic, cercul roșu din desen, are raza mai mare decât raza cercului mare. Deci cercul mic parcurge o distanță mai mare decât circumferința cercului mare și din această cauză efectuează o rotație în plus. De pildă, în cazul monedelor cu raze egale, centrul monedei în mișcare descrie un cerc cu raza dublă față de raza monedei în jurul căreia se rotește și de aceea face două rotații în loc de una. Acum să vedem ce se întâmplă când un cerc se rotește în interiorul altui cerc.
În această animație puteți vedea cum se rotește un cerc în interiorul altui cerc cu raza de 3 ori mai mare. Acum aveți deja experiență, vă las să numărați câte rotații face raza cercului mic față de noi. Sper că ați găsit 2. Să vedem. 1, 2. Dar dacă numărăm de câte ori atinge un punct de pe cercul mic, punctul roșu, cercul mare, numărăm 3 atingeri. 1, 2, 3. Deci în acest caz, cercul care se rotește face cu o rotație mai puțin față de noi decât face față de cercul mare. Iar curba descrisă în acest caz de un punct al cercului mic se numește deltoidă, pentru că seamănă cu litera grecească delta. Să vedem ce se întâmplă și pentru alt raport al razelor. Acum vedeți cazul în care cercul mare are raza de 4 ori mai mare decât cercul mic și de data asta cercul mic face 3 rotații față de noi, dar face 4 rotații față de cercul mare, iar curba descrisă de un punct al cercului mic se numește de data asta astroidă, pentru că seamănă cu felul în care desenăm stelele. Explicațiile sunt, în principiu, aceleași ca în cazul mișcării în exteriorul unui cerc, și anume, prima, de data asta, sensul de rotație al cercului mic în cercul mare este opus sensului rotației care apare din cauza mișcării de revoluție. Și de aceea, din numărul de rotații la care ne așteptăm, trebuie să scădem o rotație. A doua explicație, cercul pe care se mișcă centrul cercului care se rostogolește, cercul roșu din desen, are raza mai mică de data asta decât raza cercului mare. Deci, în acest caz, cercul mic se mișcă pe o distanță mai mică decât circumferința cercului mare și de aceea face o rotație în minus. Acum putem generaliza ceea ce am aflat. Știm că un cerc cu raza R mic are lungimea sau circumferința 2 pi R mic și un cerc cu raza R mare are lungimea 2 pi R mare. Raportul dintre lungimea cercului mare și lungimea cercului mic îl notăm cu N și vedem că după simplificare el are valoarea R mare supra R mic. Dacă cercul mic se rotește pe cercul mare în exteriorul acestuia, în loc să facă N mic rotații față de noi, face N mic plus 1. Dacă se rotește pe cercul mare, dar în interiorul acestuia, în loc să facă N mic rotații față de noi, face N mic minus 1. Avem deci formula N mare, adică numărul rotațiilor efectuate de cercul mic față de noi, este egal cu N mic plus minus 1. Dar N mic știm că este raportul R mare supra R mic. Ei, din această relație putem găsi o formulă pentru raza monedei, să trecem acum la monede, raza monedei care se rotește, dacă știm raza cercului pe care se rotește și numărul de rotații pe care îl face moneda. Pentru cazul în care moneda se rotește în exterior, formula este R mic este egal cu R mare supra N minus 1, R mare fiind aici raza cercului pe care se rotește moneda. Și pentru cazul în care moneda se rotește în interiorul unui cerc, formula este R mic este egal cu R mare supra N mare plus 1. Și abia acum știm tot ce trebuie ca să putem răspunde la întrebările noastre. Să găsim întâi răspunsul la întrebarea mai ușoară, cea care nu are nevoie de matematică. Dacă moneda A se rotește de 11 ori în exteriorul cercului mare, înseamnă că raza ei este de 10 ori mai mică decât raza cercului mare, pentru că avem o rotație în plus. Dacă moneda B se rotește tot de 11 ori
În interiorul aceluiași cerc, înseamnă că raza ei este raza cercului mare împărțită la 12, pentru că de data asta avem o rotație în minus. Și înseamnă că raza monedei B este mai mică decât cea a monedei A, deci moneda B este mai ușoară, pentru că grosimea lor este aceeași și aliajul din care sunt confecționate este același. Acum să răspundem la întrebarea mai grea. Cât cântărește moneda B? Raza monedei A este, în conformitate cu formula noastră, R mic indice A, R mare, raza cercului pe care se rotește, supra 11 minus 1, adică R mare supra 10. Raza monedei B, R mic B, este R mare supra 11 plus 1, adică R mare supra 12. Înseamnă că raportul razelor celor două monede este 12 pe 10, după simplificare 6 pe 5. Dar masa unei monede se calculează cu formula densitatea înmulțită cu volumul. Iar volumul unei monede, dacă ținem seama de faptul că are formă de cilindru, este area bazei, adică pi r pătrat, înmulțită cu grosimea. Să o notăm cu h. Grosimea este aceeași pentru amândouă. Dacă facem raportul maselor celor două monede, atunci vă rog să observați că se simplifică și ρ, densitatea, pi și h, așa că după simplificare obținem proporția MA supra MB este egal cu RA la pătrat supra RB la pătrat, adică în cazul nostru 6 la pătrat supra 5 la pătrat, 36 supra 25. Și atunci, masa monedei B rezultă din proporție, este masa monedei A înmulțită cu 25 pe 36, adică 9 grame cât este masa monedei A înmulțită cu 25 pe 36, se simplifică 9 cu 36, rămâne 25 pe 4, deci masa monedei B este 6,25 grame. Pentru că m-am întins cam mult cu explicațiile la întrebarea precedentă, am formulat întrebarea de azi cât mai scurt posibil. Avem un balon umflat cu aer de care atârnă un corp, așa cum se vede în desen. Corpul are exact masa necesară pentru ca forța arhimedică totală să echilibreze greutatea sistemului balon-corp atunci când balonul este complet scufundat în apă, având partea de sus, chiar pe linia de separație dintre apă și aer, așa cum se vede în desen. Deci, în situația din desen, sistemul este în echilibru. Nici nu urcă, nici nu coboară. Iar întrebarea este, dacă apăsăm balonul și îl scufundăm un pic mai adânc, să zicem cu 20-30 de centimetri, evident că în cazul acesta coboară și corpul atârnat de balon, ce se întâmplă? Alegeți. 1. Sistemul balon-corp se scufundă. 2. Sistemul revine în poziția din desen. Sau 3. Sistemul rămâne la adâncimea la care l-am împins. Succes! Și nu uitați că deviza acestei serii este să ne gândim. La revedere!